Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Forum Economic, pe TVR Clu și TVR3. Sunt Liviu Deceanu. În sezonul trecut, la Forum Economic, am discutat o temă extrem de interesantă, poate prea puțin atinsă în societatea românească, și anume antreprenoriatul social. Atunci discutam cu doamna Carmen Kindriș de la Fundația Civitas despre proiectele dânșilor, despre ce înseamnă antreprenoratul social în România, care sunt provocările la care trebuie să facă față antreprenorii sociali. Astăzi reluăm această discuție, dar vorbim despre un proiect deja existent, care tocmai va fi pus în aplicare și care vede lumina zilei, dacă pot să spun așa. Astăzi vorbim la Forum Economic despre antreprenoriatul social și -o avem alături de noi tot pe doamna Carmen Kindriș, director de programe Fundația Civitas pentru Societatea Civilă. Sărut mâna, bine ați venit! Bună ziua, bine am găsit! Și tot alături de noi în platou, un exemplu real în carne și oase al antreprenoriatului social sau al antreprenorului social, domnul Lucian Butnaru. Bună ziua, mulțumim pentru că sunteți alături de noi! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Așa cum spuneam, doamna Kindriș, poate că acest concept nu este foarte cunoscut, deși începe să devină astfel și aș vrea, într-o primă fază, să-l să definim cât de bine. Ce înseamnă antreprenoriatul social, ce presupune acesta și care este situația antreprenoriatului social în economia românească. Da, e interesant că ați început cu contextul în care ne aflăm acum. Dacă data trecută când ne-am auzit la aceeași emisiune, povesteam de oportunitățile de finanțare și de situația antreprenoriatului social în România. Și dacă nu mă înșel pe Zoom, acum ne vedem pe Zoom. Da, da, da. Și acum, din fericire, contextul s-a schimbat. S-a schimbat la nivel național, în sensul în care s-au lansat și s-au început implementarea unor proiecte cu fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea economiei sociale. Uh, și într-adevăr, ce vedem uh, odată lansându-l, că foarte puțină lume cunoaște ce e cu adevărat antreprenoriatul social. Uh, multe persoane care uh, văd apelurile și zic, a, ah, se dau bani pentru afaceri, nu se duc mai departe în a săpa ce înseamnă antreprenoriat uh, social. Mai apoi după ce sapă, se sperie. Ah, păi stai puțin că eu nu sunt pregătit pentru, uh, pentru asta. Pentru că antreprenoriatul social este puțin mai mult decât antreprenoriatul uh, clasic. clasic, ca să se-i spunem așa. Uh, vorbim de uh, afaceri care vizează mult mai mult decât obținerea profitului, vizează o misiune uh, cu impact social sau cu impact de, de mediu. Spre exemplu, sunt afaceri sociale care își propun uh, ca și misiunea angajarea de persoane din grupuri cu dizabilități sau grupuri vulnerabile, și este o componentă a economiei sociale. Alte tipuri de afaceri care poate vizează anumite misiuni de protecția mediului cu preponderență și nu neapărat obținerea uh, profitului. Deci, în linii mari, este puțin mai mult. Deci, ADN-ul și profilul antreprenorului social este mai un pic mai mai curajos și orientat spre, spre comunitate. Și înseamnă că antreprenorul social are și o motivație aparte. Dacă ar fi De să lui. dezvoltăm un pic ideea asta, motivație, pentru că orice antreprenor are o motivație. Noi, economiștii, exact. spunem că nu. Motivația mișcă lumea economică. Care este motivația antreprenorului social? Teoretic sau practic? Și, <laughs> si, și. Si. Uh, teoretic ar trebui să fie acest drive să fie partea socială și partea despre comunitate, a da ceva înapoi uh, comunității. De foarte multe ori în uh, trainingurile pe care le ținem, îi întrebăm pe participanți ce considerați că primează într-o afacere socială sau cât la sută e afacere și cât la sută e social. Uh, ei considerând că e o întrebare capcană, foarte mulți, a, păi 80-90% e social și restul afacere. Da, nu era asta, înseamnă că drive tău este partea socială, dar este și o problemă în mindset-ul acesta. Pentru că să nu uităm, o afacere este o afacere și procentul cel mai mare trebuie să fie mindset de afacere, pentru că altfel tu n-ai cum să-ți îndeplinești misiunea socială. Până la urmă, cum spunea Milton Friedman, scopul unei companii este de a face profit, dar să profităm exact. că e alături de noi domnul Bunaru și să le întrebăm pe dumnealui la modul Faptul. cel mai onest și deschis, cum sunt motivațiile dumneavoastră și ați putea să ne vorbiți pu puțin chiar și despre afacerea dumneavoastră. Da. Eu, motivația mea de a scrie un plan de afaceri, eu am fost beneficiarul unui, unui finanțări Nereambursabile, tot pe domeniul economiei sociale, în 2020, și pe mine foarte tare m-a motivat să scriu acel plan de afaceri, dorind, eu provenind dintr-un grup vulnerabil, eu m-am născut cu o deficiență de vedere și eu mi-am dorit foarte mult să arăt oamenilor că, prin pasiunea mea pentru cafea de specialitate, persoanele, la fel ca mine, pot face un produs de bună calitate și de aceea în uh, compania mea lucrează și alte persoane cu dizabilități. Și deja aveți o experiență pe piață de câți ani? Doi ani? Să, să nu Am deschis în 2021, în luna iunie. Deci Am trecut de trei ani. Cum uh, ați diagnosticat afacerea la momentul actual? Ați reușit să o creșteți? Sunteți mulțumit de evoluția ei? Chiar chiar recent, la, la începutul lunii septembrie, m-am uitat pe încasările din fiecare an, din primele 8 luni, și a fost surprinzător să constat că, la fiecare an, în primele 8 luni din an, am dublat cifra de afaceri. Adică, e un lucru fenomenal și, apropo, de cât timp avem deschis, recent am observat pe un Z, că avem peste o de zile de activitate. Așa, deci o creștere marcantă. Asta da. înseamnă că profitul reprezintă, sigur, o componentă importantă din activitatea noastră și vă felicităm pentru asta. Mulțumesc. Acum, revenind puțin la Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, aș vrea, doamna Kindri să dezvoltați un pic obiectivele și apoi să trecem încet, încet la acest proiect recent despre care vreau să discutăm mai mult astăzi și anume Academia de Afaceri Sociale. Da. Pe noi, ca și Fundația, oricum ne definește domeniul economiei sociale. E o fundație înființată de mai bine de 30 de, de ani cu proiecte în diverse domenii de, de activitate. Suntem foarte activi și mulți ne, ne cunosc cu proiectele noastre în domeniul dezvoltării rurale, în care promovăm și sprijinim foarte mult uh, lanțuri scurt în alimentație, mici producători și uh, principiul asociativității și asocierea în cooperative. Chiar zilele acestea uh, s-au de luat o serie de târguri la, la Jucu, foarte importante, unde am participat și, uh, și noi și, evident, aceste cooperative agricole sunt parte a uh, economiei sociale, chiar și legea economiei sociale uh, menționează acest tip de uh, entități juridice ca și componenta economiei uh, sociale. Uh, de asemenea, avem programe care sprijin sectorul organizațiilor non-profit, cum spuneam, fiind o organizație non profit în ONG cu peste 30 de ani de experiență. Uh, am simțit Că e de datoria noastră să ajutăm ONG-urile mai mici în ceea ce înseamnă dezvoltarea capacității acestora în fundraising, în scriere de, de proiecte și alte domenii conexe care să îi ajute în cumva determinarea și atingerea misiunii acestora. Uh, și aceste proiecte în zona antreprenoriatului și a social sociale mult mai, mai aplicat în care. Cred că începând cu 2013, de când, pe când s-au lansat primele finanțări în zona dezvoltării economiei sociale, am aplicat și am fost uh, printre organizațiile, la nivel național, care au implementat și au tot implementat astfel de, de proiecte. Um, pe astfel de proiecte, uh, defi, cumva, definiția finanțatorului e uh, acest administrator de grant, cumva e un intermediar între minister și beneficiarul final cumva care le îi, îi degrevează de această sarcină administrativă pe cei din de la minister și uh, selectează o serie de acești administratori de granturi care să lucreze greslut la nivelul la firul ierbii cu antreprenori sociali care doresc să înființeze afaceri sociale. Uh, acum, sigur, cei care ne urmăresc știu că nu, uh, nu suntem singura organizație care uh, deci, am avut în, și avem acest sunt rol. Mai multe. Sunt mai multe proiecte, sunt mai mulți administratori de, de grant care au câștigat astfel de proiecte în actualul ciclu de programare pe programul Incluziune și Demnitate Socială, unul dintre noile programe pe actualul ciclu de, al finanțărilor europene. Uh, și sunt mai mulți, cum spuneam, uh, noi fiind unii dintre, unul dintre, dintre aceștia, dar cu experiență în uh, administrare de, de granturi. Există și o legislație particulară, mă refer la legislație națională și europeană uh, pentru acest tip de antreprenoriat? Sigur, sigur. Uh, la nivel național avem legea 219 din 2015, legea economiei sociale, o lege foarte mult așteptată, fiindcă în 2015. Era, eram în România, organizații care implementau proiecte din fonduri europene pe dezvoltarea de întreprinderi sociale, în absența unei legi. Și era un vid total. Întrebat deci până că... în 2015 nu exista un cadru exact, legislativ. Exact. Nu. Și atunci încercam să nici nu știu cum ne, ne orientam. Ne orientam pe legea, soci legea societăților comerciale, pe uh, alte uh, acte normative, ca să putem să ducem lucrurile mai, uh, mai departe. Și acest cadru specific legislativ ușurează lucrurile? Cum l-ați caracterizat? Am zis că vorbim și de situația antreprenoratului social sigur, în România. Sigur. Partea de legislație este... O componentă importantă a tabloului? Sigur, ușurează, în sensul în care e bine că există. De ajutat foarte mult, ca și eu știu, facilități pentru întreprinderi sociale, pentru întreprinderi sociale de inserție, mai puțin. E bine că există, fiindcă dă un cadru, definește ce este întreprinderea socială, ce este întreprinderea socială de inserție și reglementează modalitatea de obținere a atestatului de întreprindere socială pentru uh, întreprindere sociale uh, simple și uh, modalitatea de obținere a mărcii sociale pentru so întreprindere sociale de inserție. Deci, da, ajută că există și ne dă un cadru în jurul căreia să funcționăm, dar foarte mulți antreprenori sociali și întreprinderi sociale aleg să nu obțină acest atestat. Și s-a făcut un studiu și am discutat cu antreprenorul social. De ce? Obligă la anumite... Obligă la o raportare anuală. Okay. Ai de pui un raport anual, aici Lucian știe, un raport în care trebuie să date financiare, impact social pe care îl îndeplinește în anul respectiv. Dar e doar această obligație fără ca tu să beneficiezi de anumite, cum ar fi, special, uh, facilități fiscale sau diverse subvenții. Vorba unor bă, bă, persoane care se înscriu acum în proiectul nostru. Bine, bine, noi aplicăm și ne înhămăm la toată povestea asta și înființăm întreprinderi sociale și creăm locuri de muncă. Dar statul cu ce ne ajută? Acum sunt în lucru toate poveștile astea și se fac presiuni. Noi ca și Fundație Civitas, cum v-am place să zic, că lucrăm și... Încercăm să avem impact la toate nivelurile la care lucrăm la firul ierbi, alături de beneficiarii noștri: că vorbim de ONG-uri, de fermieri, de tineri, de antreprenori. partea asta de lobby, dacă Dar suntem și la partea de lobby, exact. este termen care e un pic mai. Exact, exact. Suntem de... membri în diverse comitete de monitorizare a programelor operaționale la nivel național. Suntem și membri în Consiliul Economic și Social din România. Dar ca și organ strict consultativ. Consultativ, pentru că nu. Exact, exact. Și știți foarte deciziile acolo, dar măcar da. vocea este ascultată. Aș da. vrea să-l întreb și pe domnul Bunar, înainte să vorbim de proiect, despre experiența sa ca antreprenor social, că încercăm acum să facem un diagnostic al situației în România. Ce vi se pare că ar trebui schimbat? De ce v-ați lovit și uh -huh. ați vrea să dispare? Sau pentru cei care vă calcă pe urme ar fi bine să dispare? Ce piedici? Da, sunt de acord că chiar ne aliniem unor reguli destul de clare în ceea ce privește statutul de întreprindere socială, însă, din păcate, nu avem niște beneficii noi, ca antreprenori sociali, și cred că lucrul ăsta ar fi sănătos să fie reglementat pentru că noi, ca antreprenori sociali, ne asumăm că o bună parte din profit. Nu ne luăm pentru noi, ci rămânem firmă pentru a multiplica impactul social. Mm -hmm. Iar acest aspect cumva limitează antreprenorul să. Deci nu e vorba doar de angajați, ci e vorba și de reguli de acest tip. parte importantă a profitului, important să subliniem asta, exact. va fi reinvestit în scopul social. Și din fericire există o lege conexă pentru întreprinderi sociale în care lucrează măcar 30% persoane cu dizabilități, legea uh, persoanelor cu dizabilități. Sper să nu greșesc că explică cum funcționează o unitate protejată, iar uh, experiența de unitate protejată, pot să zic că pentru noi a reprezentat o salvare pentru că am deschis în pandemie când clienții nu prea veneau la cafenea, însă puteam să facem business-to-business business, uh, prin intermediul unității protejate. Da. Uh, haideți să vorbim despre proiect. Am tot amânat mm -hmm. acest lucru. Uh, Academia de Afaceri Sociale, sună foarte bine uh, numele, titulatura acestui proiect. Aș vrea să ne detaliați puțin cum am venit ideea, ce presupune. Este adresat mm -hmm. și dacă el este deja în derulare, cum am înțeles. Da. Începusem discuția astăzi cu. ne aminteam de ultima noastră întâlnire în emisiunea în care povesteam că. Sunt aceste linii de finanțare pe înființarea de întreprindere sociale. Între timp am scris proiecte, din fericire am și câștigat, ne bucurăm foarte, foarte mult. Academia de Afaceri Sociale este un proiect finanțat prin Programul Operațional denitate și Incluziune Socială și este adresat persoanelor din mediul rural, deci atenție, persoanelor cu domicilul în mediul rural, care doresc să înființeze o afacere uh, socială. Deci, condiția de, bază, condiția de bază, iar fondurile sunt fonduri europene. Exact, exact. Mediul rural, cum spuneam, um, pot să fie și persoane, că asta era e, e întrebarea cea mai deasă, ce, care trebuie să fie statutul pe piața muncii, ca să pot să aplic pentru această finanțare. Din fericire, poți să fii angajat, poți să fii antreprenor și poți să aplici pe această finanțare, dar avem și locuri dedicate persoanelor de etnie romă pentru fiecare grupă de, de curs și persoanelor din grupuri dezavantajate. Din fericire, până în acest moment, că am început proiectul acum două luni de zile, este un proiect care se derulează la nivelul a trei regiuni, la nivel național, regiunea nord-vest, unde suntem noi responsabili, Fundația Civitas din Cluj, regiunea nord-est, unde avem parteneri pe colegii noștri de la Fundația World Vision România, și în regiunea centru a țării sunt colegii noștri biroul Fundația Civitas odorheiu Secuiesc. Deci e un proiect care acoperă trei regiuni, aproape jumătate din, din, țară, care își propune formarea a 132 de, 132 de persoane care doresc să înființeze o afacere socială în mediul rural. dintre cele 132 de persoane care vor participa la un curs de antreprenori în economia socială, vom selecta 34 în urma derulării unui concurs, 34 dintre acești oameni cu idei cu impact social, care au această viziune și care au determinarea de a, a crea un impact la nivel micro, la nivel de comunitate, dar să fie acel impact social în uh, comunitate, 34 care vor beneficia de o finanțare de 61.000 de, de euro. Acum, povesteam cu Lucian înainte să intrăm în uh, emisiune și mi-a spus Carmen, dar nu sunt ușoare finanțările astea. Într-adevăr, nu sunt ușoare, dar totuși sunt, uh, sunt bani care vin. Și uh, ce îi costă pe antreprenorii care doresc să aplice? Îi costă foarte multă energie determinare și răbdare în povestea asta, pentru da. că... Pentru o afacere de talie mică, 61.000 da. de, de euro înseamnă destul de mult. Poate să... Detalie mică, da. Dar raportat probabil la condițiile finanțatorului, unde te obligă la patru locuri de muncă... Condițiile sunt patru locuri patru de muncă. Locuri pe de ce muncă? durată? Pe, ce? pe o durată de aproximativ 2 ani și jumătate. De această sumă nu este suficientă pentru salarii. Deci cine aplică pentru această finanțare trebuie să fie conștient. Netafacerea trebuie să funcționeze, că Absolut. de asta vorbim, nu, Absolut. nu trebuie să fie făcută doar pentru exact. acest scop. În ce stadiu se află proiectul în momentul de față? Ne bucurăm că suntem astăzi în emisiune pentru că e în stadiu de derulare campaniilor de informare și de conștientizare a uh, persoanelor interesate cu ceea ce, ceea ce privește oportunitățile oferite prin, prin proiect. Uh, e deschisă perioada de înscrieri. Cine e interesat poate să intre pe, pe site-ul nostru, sunt toate informațiile, uh, atât uh, link și cât. De va mai dura scriere. această perioadă? Dacă tot. Uh, uh, discutăm, am poate început că în. Și da, sunt interesați, unii dintre ei. Am început înscrierile în septembrie, cred că deja am depășit 200 de persoane care s-au înscris. Doar că până să. Merg mai departe, să le cer documente, să, să poată să aplice cu ideea de o, o scurtă idee de afacere. Deja are loc așa o triere: persoane care poate aplică la o primă vedere din dorința a niște finanțări, ce bine va fi că o să câștig și o să fac niște bani. Ei, și când află mai multe și se informează și noi luăm legătura cu ei și află, la fel cum spunea și Lucian, de acei 90% din profit. Care trebuie reinvestit în, în misiunea socială sau în rezerva statutară, uh, dau puțin înapoi. Dar ce e important e că rămân cei care înțeleg că. care de sunt plic, cu adevărat exact, da, Exact. Da. Dar uh, rata de, de conversie din numărul foarte mare de înscriși și numărul celor care trec etapele de, de evaluare și ajung. Uh, Până la uh, începutul cursului uh, sunt destul de, de puțini. Și de aceea, alături de colegii mei de la Fundație, ne-am dat seama că e nevoie foarte mare de campanii de conștientizare și de informare. Apropo de discuția de la început, nu este foarte cunoscut. Ce canale ați concept. ales pentru aceste campanii? Pentru că, într-adevăr, e foarte importantă comunicarea în business da. în general. Acum, sigur, e un caz particular. Ce canale exact. ați, ați ales? Uh, evident, mergem online, pe site-ul nostru, pe Facebook, pe LinkedIn, campanii plătite pe, pe Facebook. Și pentru că e mediul rural, ați ales chiar da. și vizite în da, teren sau? Absolut. Și oricum, eu personal uh, sunt, uh, sunt adepta întâlnirilor față în față cu, cu oamenii. Și mi-e tare drag să mergem în teritoriu, să mergem în mediul rural, să ne întâlnim cu, cu oamenii. Pentru că în astfel de proiecte, cred că foarte important este transferul de încredere și în orice tip de relație, că e relație de business, e relație interumană, oamenii trebuie să te vadă în față și să te creadă și să poată să aibă încredere tine și să se simtă confortabil să-ți adreseze orice întrebare astfel încât să-l lămurești, să-i fie foarte clar, pentru că nu e o decizie uh, ușoară. Astfel încât noi am început de o lună de zile, noi spunem așa, intern un turneu uh, prin cele șase județe din regiunea Nord-Vest și alături de parteneri locali, noi așa îi numim parteneri locali, grupuri de acțiune locală din mediul rural cu care colaborăm și am colaborat de-a lungul timpului, uh, ONG-uri din mediul rural cu care am mai lucrat, cărora le-am dat de știre cu privire la această oportunitate pentru uh, comunitățile lor și alături de ei în aceste întâlniri aducem oameni interesați de această oportunitate de finanțare și interesați de dezvoltarea comunității în care, în care trăiesc. Am fost în comuna în satul Silivaș din satul Mare, am fost în Dumbrava din județul Bihor, urmează să mergem acum joi, suntem la Cojocna, chiar dimineața am Și există agreat... receptivitate cum cum ați perceput există, există. interacțiunea cu potențialii Uh, receptivitate, da, dar uh, cumpătare, ceea ce e normal să fie pentru că, date fiind condițiile acestor finanțări, nu poți la finalul unei discuții de două ore. Ai poate 30 de persoane în sală și să spună toți, gata, ne înscriem, e perfect, e finanțarea ideală. Nu, pentru că, evident, trebuie să iei o decizie uh, cumpătată, că totuși e vorba de, de, de business, e vorba și de bani, pentru că o altă condiție este și o cofinanțare de 10% din partea antreprenorului. Acum mă gândeam uh, dacă. Tot e cazul de a uh, convinge, de a fi mai persuasivi. Mm. Poate că și un uh, antreprenor social de succes care să își prezinte propriul parcurs ar fi interesant. Mă gândeam aici la domnul Bunaro. pentru că putem vorbi de dânsul ca de un antreprenor social de succes. Așa e. Și uh, profit să vă întreb, au încercat și alții să vă calce pe urma, nu neapărat uh, vorbind de Academia de Afaceri Sociale în general, dacă modelul dumneavoastră a fost urmat și de alții care v-au cerut sfatul, care au încercat să vă imite parcursul, sigur, în alte domenii, nu neapărat în domeniul dumneavoastră. Chiar am, chiar am doi uh, clienți la Cafenea care, cu care uh, vorbesc despre subiectul acesta, despre cum a fost experiența mea cu finanțarea europeană. Nu vor neapărat să facă o Cafenea, dar uh, știu două persoane care vor să facă uh, un... Uh, centru pentru persoane cu dizabilități și o persoană care vrea să facă cursuri de muzică, dar interesant e că ei veneau și mă întrebau cum a fost finanțarea, cum mi-am ales administratorul de grant, de ce am aplicat în 2020 la un administrator de grant și nu am ales pe altul. Deci pentru mine experiența asta s-a întâmplat deja de a povesti despre cum, cum cum am gestionat finanțarea și chiar m-am bucurat când cei de la Civitas m au mi-au povestit despre ce vor să facă și am auzit despre întâlnirea de astăzi. M-am bucurat că pot să spun și în fața mai multor oameni despre cum a fost experiența mea. Dar și pentru că discutăm și de evoluții, am văzut cadrul legislativ este relativ recent. Ce mă mai interesează este cum a evoluat antreprenoriatul social în ultimii 10 ani, să spunem. A crescut numărul de antreprenori sociali? Există un impact al acestor întreprinderi sociale asupra economiei românești? Cât de mic? Mm. Cum, cum vi se pare? Care e percepția dumneavoastră, doamna Kendriș? Da, chiar urmăresc și analizez de fiecare dată când apare registrul unic al întreprinderilor sociale, ca să mă uit un pic la fluctuația cifrelor. Uh, cred că n-au menționat, dar uh, agențiile pentru ocuparea agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sunt responsabile pentru obținerea atestatului. Deci la AJOFM te duci, depui dosarul, obții atestatul și agofm urile centralizează uh, întreprinderile sociale cu uh, cu atestat și uh, publică acest uh, registru. Și se poate vedea atât de ușor fluctuațiile și Perioadele de creștere uh, foarte mare a numărului de întreprinderi sociale, cum va fi și anul viitor, când sunt aceste finanțări, pentru că eu cred că tonul înființării și dezvoltării de întreprinderi sociale la nivel național este dat strict de aceste finanțări. Altfel, un antreprenor social nu e motivat să obțină atestatul de întreprindere socială. Deci, în momentul în care sunt perioade cu finanțări pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale, vom avea creșteri foarte mari. Se observă pe urmă stagnări sau uh, scăderi ale numărului de, atest, de uh, atestate ale acestor întreprinderi sociale pentru că odată ieșite din proiect și din perioada de sustenabilitate, Multe probabil și rezistă. renunță și nu rezistă. Bine, acum nu putem să judecăm de ce nu rezistă, pentru că dacă e să luăm ceea ce privește startup-urile convenționale, statisticile, ce spun, 3 din 10 sau câte da, da. uh, rezistă. Dar aminte o întreprindere socială care e Cumva pe picior de egalitate, care se iese în piață, cot la cot cu uh, întreprinderile convenționale. Când dar sunt la știința dumneavoastră întreprinderi sociale care au rezistat mulți ani. Domnul Bunaru este mm -hmm. un exemplu de antre, apre, antreprenor social peren, deja, dar mai cunoașteți și da, da. Alt, alte exemple? Cea mai în veche, veche întreprindere era în 2009, deci din 2009, mm -hmm. uh, Atelierul de Pânză. Lucian, cred că cred îi știe. Și ei nu s-au înființat prin uh, proiecte finanțate. Pentru că nu exista, din fond, la momentul respectiv exact, cadrul legal. Exact. Deci există totuși exemple de întreprinderi sociale care au pornit la drum din motivația unui antreprenor sau din motivația și din eforturile și proiectele unor ONG-uri. Pentru că, asta cred că am mai spus, majoritatea întreprinderilor sociale se înființează ca și inițiative ale ONG-urilor din, din România. Pentru că ONG-urile sunt cele care cunosc cel mai bine care sunt problemele sociale și problemele comunităților. Și atunci, vrând să rezolve o serie de probleme, vin ca și instrument cu acest concept, cu acest, uh, acest mecanism de întreprindere socială. Acum, dacă ne gândim la economia clasică, nu vorbim neapărat uh -huh. de antreprenoriatul social. Este clar că o companie, un antreprenor, va avea succes dacă se poate diferenția, dacă vine cu anumiți uh -huh. factori cheie de succes, un avantaj competitiv, spre exemplu. Și eu cred că persoanele cu dizabilități reprezintă un capital uman de valoare. Aș vrea, acum spre finalul emisiunii noastre, în un minut, două minute, dacă am putea identifica niște elemente specifice a antreprenoratului social care diferențiază de celelalte companii și reprezintă un factor cheie al succesului. Sunt persoanele cu dizabilități într-adevăr un capital uman de valoare? Asta e evident. Evident și Lucian poate să ne spună cel mai, cel mai clar. Să le Ce mai greu, cel mai greu pentru un antreprenor e să ai angajați pe termen lung. Și uh -huh. pentru mine, în, în firma mea, angajații mei cei mai fideli sunt angajații cu dizabilități. Da. Nu am niciun angajat cu dizabilități care să vină și să, plec, să, să fi plecat de când l-am angajat. Și am în prezent trei colegi cu dizabilități au venit, n-au plecat niciunul. Am deci, avut... fidelitate și probabil și eficiență în muncă, da. nu? Sunteți mulțumit și de partea asta de productivitate, de sensibilitate? Și pe partea asta de productivitate, într-adevăr. Mai ales că avem un coleg cu sindrom down și el, când interacționează cu clienții, chiar aduce o stare de bine. El, în mod natural, emană fericire și bucurie și în domeniul ospitalității să fie o persoană primitoare este un lucru esențial mă bucur Mihai, bucur că cunoaștem pe Mihai, toată da. da. pe Mihai. Factori de diferențiere foarte important în economie, în general. Și am Acum... mai fi da, unul, mă rog. dacă îmi dacă, dacă permiteți, ce e important pentru clienți. Tu, ca și client, în momentul în care cumperi un produs sau un serviciu de la o întreprindere socială, cred că e important să știi că parte din costul respectiv, nu e doar produsul, ci este misiunea socială din spate. Fie că vorbim de susținerea unor persoane din grupuri vulnerabile sau alt tip de misiune socială sau de mediu sau comunitară, tu ca și client, poate chiar dacă pe anumite produse poate dai cu un leu sau doi lei mai mult în o întreprindere socială decât poate pe același produs sau produs substitut într-o afacere convențională, tu cu, produs, cu prin costul respectiv, tu contribui la ceva mai mult. Și dacă ești acel tip de client, conștient că asta e o putere a ta, ca și client, dar trebuie să conștientizăm lucrurile astea. Să nu să spunem, va, acolo e mai scump, mă duc dincolo care deci, e mai ieftin. Comunicarea este. e foarte importantă, fără îndoială. Da, astfel încât să se poată înțelege acest lucru de către clienți. Acum, un minut mai avem doar. Aș vrea să, să ne spuneți puțin cum vedeți dumneavoastră viitorul antreprenoratului social în România. Dacă, am, e clar că într-o cheie destul de optimistă se încheie discuția noastră, dar totuși sunt multe probleme în continuare la nivel de lege, ajutor da. al statului, comunicare. Cum, cum vedeți totuși? Cât de realist? În viitorul foarte apropiat, anul viitor, pe vremea asta, dacă e să ne vedem, o să vedeți o creștere enormă, enormă, datorită acestor dacă, sezonalitate proiecte. sezonalitate, cu relație exact. cu finanțarea. Dar dacă lucrurile nu se schimbă la nivel de, de facilități, și la nivel de sprijin din partea instituțiilor statului, uh, în sensul ciclicitatea va fi Exact, Permanent, da, exact, exact. Dacă nu va exista lucrul ăsta, ciclicitatea se va. Deci va fi, nevor, vorba aceea, ne, istoria se, roata se învârte și istoria se, se repetă. Și mai ales că în momentul acesta economia socială este ca și domeniu sub umbrela Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În Spania, în schimb, economia socială este pe agenda tuturor ministerelor și ar fi important deci să fie o și. O noi. lecție de învățat și pentru legiuitori. Da. Vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes în Mulțumim demersurile frumos. noastre și, domnul Lucian, sigur, mult succes ca antreprenor social. Mulțumim. Să crească și mai mult cifra de afaceri. Acum vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmărim interviul de business despre antreprenoriatul în avocatură, o continuare a interviului de business de săptămâna trecută. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni antreprenori, reluăm o discuție care mi s-a părut foarte interesantă despre antreprenoriatul în avocatură. De această dată l-am invitat din nou pe domnul Dominic Gidro pentru a discuta despre ceea ce înseamnă avocatul de familie. Domnule Dominic Gidro, bine ați venit la emisiunea noastră. V-aș să intrăm într-o zonă mai delicată, foarte discutată în presă, aceea a anumitor lucruri foarte ciudate care se întâmplă în instanțe, hotărâri judecătorești mai mult decât discutabile chiar și pentru persoane neavizate cum evaluați dumneavoastră că funcționează în acest moment sistemul de justiție? Ați avut situații în care ați vorbit cu clientul și ați spus, domne, conform legii, sigur vei câștiga în instanță și să se întâmple exact invers? Da, este o problemă ceea ce ați spus în discuție. Da, am avut, sigur că am avut și chiar recent, chiar recente. Eu nu zic că sistemul de justiție este departe de a fi perfect, evident. Întreg sistemul de justiție mă, mă, refer aici. Am avut, am avut situații destul de multe încât să fie o problemă, aș spune eu, în care ești Sigur sau aproape sigur că nu ai cum să pierzi acel dosar, pentru că mai mult despre asta discutăm în instanță și am primit o soluție pe care efectiv n-am știut de unde să o abordăm. Și o soluție definitivă, chiar una recentă la înalta curte de casație și justiție, de anul trecut sau de acum 2 ani, 2022, sfârșit, dacă bine-ți minte unde câștigasem la prima instanță la Cluj și am ajuns la alta curte și în recurs s-a admis recursul și s-a respins cererea noastră de chemare în judecată cu o, cu o motivare a instanței pe care nu am înțeles-o nici în ziua de astăzi și a rămas așa fiind soluția definitivă pe o problemă destul de stringentă legată de un business destul de important în, în Cluj-Napoca. Deci da, sunt, este o problemă, e greu de zis... Cum ar trebui abordată pentru a fi schimbată toată această chestiune? Se întâmplă uh, din diverse motive, cum ar fi judecătorii sunt foarte aglomerați, sunt coruptibili, sunt incompetenți. Cam, care ar fi pondera acestor uh, posibile motive pentru care apar în instanță asemenea cazuri ciudate? Este greu, este foarte greu de, de zis. Eu cred că cea mai mare problemă. Este lipsa de experiență, în, în special în. Este o problemă și în avocatură, dar în special eu o văd în magistratură această problemă, pentru că, vă dau un exemplu, în țările unde este implementat sistemul de drept common law, America, Statele Unite, Anglia, cred că și în Australia. Pentru a ajunge magistrat, judecător mă refer, trebuie să profesezi într-un alt domeniu, cred că undeva între 5 sau 10 ani, destul de mult timp, ca să ai o experiență și să ai o viziune asupra ceea ce înseamnă avocatura, de exemplu, sau altă profesie juridică, înainte de a accede în profesia de judecător. Ori în România nu se întâmplă, nu se întâmplă așa ceva, poți să ajungi judecător, de exemplu, stagiar la 24-25 de ani. Eu nu zic, sunt, avem colegi, am și colegi de facultate care sunt judecători, sunt foarte buni profesioniști, nu contestă nimeni cartea lor și parte de teorie pe care o știu, dar este o chestiune de experiență și de experiență de viață care conduce de multe ori la, la astfel de soluții. Așa o, așa o văd. Nu o văd ca o problemă de incompetență, ci o văd ca o chestiune de experiență. Este foarte important într-un astfel de domeniu să ai experiență. Se discută de o reformă, adică totuși mie mi se pare personal ca necunoscător al mediului în care vă mișcați dumneavoastră, mi se pare puțin exagerat ca la 24 de ani tu să hotărăști destinul și viața unui om reformă s-a încercat s-a încercat s, -a încercat, s -a încercat în ideea de a, de a se modifica legea astfel încât magistrații să aibă mă rog, să dobândească o anumită experiență înainte să ajungă judecători. Sincer să vă spun nu mai știu ce s-a întâmplat cu, cu această propunere, din câte știu eu nu s-a imp implementat dar în continuare se poate ajunge judecător de la o vârstă destul de, de fragedă, ca să o numim așa. Din punctul meu de vedere, chiar și la vârsta de 30 de ani, când, mă rog, mai, mai avansat 5-6 ani de la momentul în care ai terminat institutul, poate este un pic prea, prea devreme să ajungi magistrat, pentru că, repet, este o chestiune și de experiență de viață până la urmă, mai ales că la primele instanțe unde se judecă, unde judecă în general judecătorii stadiari veniți de pe băncile institutului, sunt chestiuni care au un impact destul de mare asupra vieții oamenilor, asupra justițiabilului, gen procese de divorț, de încredințare minor și așa mai departe, unde Îți trebuie o experiență de viață, de, de pildă, dacă nu ai copii, nu poți să empatizezi cu persoana pe care o judeci. Sunt niște chestiuni, asta mi-a venit în cap pentru că la noi în birou se face destul de mult partea asta de, de, de dreptul familiei și știu că o discutăm destul de mult în birou această chestiune. Deci, eu cred că problema experienței de viață este o chestiune care are un impact destul de mare în domeniu. Nu mă rab să nu vă întreb, pentru că este o temă în dezbaterea publică de mare actualitate, demonstrată, cu dovezi, cu absolut tot. Cum vedeți dumneavoastră aceste acțiuni de implicare a serviciilor secrete în actul de justiție? Păi vă dați seama că Evident că nu pot să aibă un impact pozitiv. Acum, este foarte. știu ce se vehiculează, evident, pentru că vedem și la știri anumite chestiile mai putem cumva și deduce din ceea ce se întâmplă. Acum, dacă ar fi adevărat că serviciile secrete controlează sistemul de justiție, sigur că dacă mergem pe premisa asta, ar însemna că nici ceea ce facem noi până la urmă nu-și mai are sensul în încercarea de a. rolul avocatului este de a convinge judecătorul în susținerea cauzei lui, care are dreptate. Asta este rolul avocatului. Dar evident că dacă merge pe ideea aceasta că cumva totul este controlat, practic tot ceea ce ar însemna sistemul de justiție n-ar mai avea sens. Sigur că eu nu cred că este așa și... Poate pe cazuri punctuale mari. Poate pe Marcu. cazuri punctuale. Nu, nu contez pentru că nu știu. Aș pronunța pe o chestiune pe care nu o știu, dar poate că sunt anumite influențe Aș vrea să cred că nu sunt. Aș vrea să cred că nu sunt pentru că pe noi, ca avocați, ne afectează destul de mult și eu am avut și avem și alți colegi, în special în penal, cauze destul de mari în care ne pregătim foarte mult. Ne pregătim foarte mult, este foarte mult stres și încercăm, evident, să rezolvăm problema clientului și, în special, în penal, unde probabil că acolo să zicem că ar fi influențele cele mai mari. În procesele penale, evident, aș vrea să cred că totuși există această chestiune numită imparțialitate, și că nu există o influență asupra judecătorului în pronunțarea soluției. Repet, nu neg că, -ar, că poate în cazuri punctuale există, pentru că nu știu, dar aș vrea să cred că, și dacă există, este pe, pe cazuri foarte punctuale. Vă propun în final să încheiem într-o notă mai utilă, să discutăm puțin de ceea ce se spune a fi avocatul familiei. Adică, spuneam la început, omul ajunge la avocat cam cum ajunge la medic, când este destul de târziu. Pentru formarea unei culturi în acest domeniu noastră ca avocat, ce ați recomanda potențialului client care ar avea nevoie de un avocat? Într-o anumită situație? Da, aceasta este o problemă destul de stringentă, în special la noi în țară. Nu există, într-adevăr, cultura avocatului, dacă putem să o numim. În Occident există și există noțiunea de. Avocat al familiei, adică sigur, cu ghilimele de rigoare, în sensul în care nimeni nu face nimic fără să se consulte cu avocatul. Așa cum, dacă ai o problemă medicală, te duci la medic, dacă vrei să construiești, te duci la arhitect. Așa, dacă ai o problemă juridică, din punctul meu de vedere, tocmai pentru a preîntâmpina și a nu ajunge într-o situație mult mai complicată, care presupune mult mai mari costuri și poate o, o situație greu rezolvabilă, eu. Aș îndemna toți oamenii, indiferent de problemă, pentru că mulți consideră că problema lor este minoră. Cea mai comună, poate, este semnarea unui contract. De cele mai multe ori, oamenii semnează contracte, nici măcar nu se uită peste ele, nici măcar nu se uită peste ele, nemai vorbind să întrebe un avocat. Este o, este o chestiune foarte importantă. Pentru că, de exemplu, vorbind despre un contract, printr-un contract te legi față de persoana cu care semnezi, indiferent despre ce contract este vorba, te legi. Este, conform unui principiu, este legea părților. Deci, odată semnat, este bun semnat, greu să mai schimbi ceva din, dintr-un contract. Sunt oameni care vin și întreabă, dar marea majoritate nu întreabă nimic și de cele mai multe ori vin cu problema gata făcută, rezolvat în ghilimele și ne roagă să încercăm să îi scăpăm de o potențială problemă. Deci îndemnarea mea ar fi ca, indiferent de, despre ce problemă vorbim, am dat un exemplu cu contractele, dar sunt multe alte probleme care pot să fie preîntâmpinate, indiferent dacă avem o problemă juridică să apelăm la un avocat, pentru că de cele mai multe ori plata unei consultații la un avocat te poate salva de o cheltuială imensă ulterior. Atât a fost pentru ediția de azi. Mi se pare o temă interesantă să vorbim despre antreprenoriatul în avocatură, în ce măsură avocatura devine un business important, atât în interesul clientului, cât și al avocatului. Până la o nouă întâlnire, vă spun la revedere! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi la Forum Economic. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!